Eu cu Ion Cristoiu discutăm în fiecare zi. Primul ministru, ministrul de externe, președintele, de când e cu asta, n-au stat de vorbă cu partea ucraineană. Am ajuns, vorba domniei sale, și o să vă explice raționamentul, să întâlnesc tot felul de, nu știu, adică de mâna a șaptea. Uitați, e limpede, Marius Dragă, e limpede că fereala asta e legată de război din Ucraina. Nu încape nicio... Bun, pot să înțeleg o anumită, să zicem, sensibilitate în legătură cu această chestiune. Dar, încă o dată, ucrainienii sunt primii care, ce spun? Rusia ne-a invitat ilegal, nelegitim, fără motiv, provocat, adică a încălcat o serie de reglementări internaționale, da? Da. Este punctul lor de bază în condamnarea Rusiei. Exact. Păi nu vă supărați, nu e o acolo una, acolo alta. Aici, stimați ucrainieni, dragi ucrainieni. Da. Aici ce faceți? Aici, vă rog frumos, în aceeași măsură, respectați toate reglementările internaționale, tot ceea ce am înțeles între noi. E simplu. Da. Haideți... Nu, problema era felul următor. Vă rog. Putem vorbi un diferendum între cele două țări? Un diferend între cine? Între noi și ucrainieni. Da, cred că da. Bun, la ce nivel este? Într-o anumită măsură. Păi nu, la ce nivel este? El se tratează la nivel de portar. Nu trebuia tratat la nivel de premier sau de președinți? Primul... Nu se tratează? Nu, asta n-ați fi tratat la nivel de premier o temă de asta? Ba, vă spun ce aș fi făcut eu. Da. Într-o asemenea semnalare, primul lucru cer experților să-mi spună despre ce e vorba. Primul lucru. În al doilea rând, cei care sunt autoritatea în Delta, și e vorba de două lucruri, rezervația biosferei, una, navigația, doi. Deci două componente. Două componente. Ele trebuie să facă către primul ministru un memorandum. Dom'le, asta e situația. Eu acest memorandum îl trimit părții ucrainiene. Stimate coleg, uite ceea ce este informația mea, uite cum stau lucrurile. La nivel de prim-ministru, spuneți. La nivel de prim-ministru sau măcar la nivel de ministru al afacerilor externe. Corect. Sau în cel mai puțin ministru, cei doi miniștri, ministrul mediului și ministrul transporturilor. Domnul prim-ministru, asta spune Ion Cristoiu. Până acum s-au vorbit portarii. În generații 90 aveați prim-ministru, vorbeați cu șef de stat, cu prim-ministri și așa mai Domnului, departe. Puneați mâna pe telefon. Ei, da. Păi nu vedeți că aici nu se întâmplă asta? Spune, nu se întâmplă asta. Dacă nu se întâmplă, și vreau să... Marius, am venit de două ori și ți-am spus de fiecare. Da. Domnule, acum trei, aproape patru ani, am spus că nu mai vreau să am de-a face cu și că nu o să mai intru în politică. Deci nu mă puneți să intru în subiecte. Păi dar eu spun părerea mea și chiar convingerea mea când e vorba de chestiuni care implică interesul țării. De la asta nu mă poate da la o parte nimeni, ca să fie limpede. Bun. Aici este un interes al țării. El se tratează ca atare. Înțelegeți? El se tratează ca atare. Adică, cu toate mijloacele pe care le are dispoziție, din care cele care privesc reglementările internaționale și părerea experților, vorbesc experților internaționali și așa mai departe, astea toate sunt arme pentru a-ți apăra interesul național. Eu, de exemplu, nu sunt singur, departe. Dar am fost dezamăgit de faptul că organizațiile n-au scos un cuvânt. Nu. Corect. Pentru mine, ele și-au pierdut credibilitatea. Altă dată, pentru lucruri mult mai puțin... Făceau un scandal cât... Făceau, dar acum, când e în joc... Dar de ce? Când e... Asta nu mă întrebați pe mine, că nu știu și nici nu... Dar eu constat. Între timp, presa ar fi semnalat, cred, că ar fi semnalat, domne, totuși, organizația cu tare a protestat. N-a protestat nimeni. Nu, absolut nimeni. Așa, eu nu știu, poate nu, dar, asta înseamnă că și-au pierdut credibilitatea. Data viitoare, când vor încerca să intervine pentru cu tot o altă cauză, s-ar putea, domne, dar atunci... Ce ați făcut? Atunci ce ați făcut? Pentru că aici... Și vreau să, în același timp, nici n-a produs cei care erau în cauză, deci măcar Ministerul Mediului, Rezervația Biosferei și Ministerul Transporturilor, Navigația, să producă un memorandum, un document care să spună, domnule, uite, asta e problema, asta sunt consecințele, asta ar trebui să facă. N-am văzut așa ceva. Poate că există, dar nu le-am văzut. Sau, nu știu, au fost în presă? Nu, e ceea ce am spus eu.
partea română, în înțelegere cu partea ucraineană și cu partea de la Bruxelles, coboară nivelul. Am văzut asta. Discuție la nivel, este evitat orice document oficial. Facebook... Domnule, este legată de o sensibilitate privitoare la faptul că e, dar, încă o dată, dacă greul argumentației Ucrainei în legătură cu invazia Rusiei este pe ordinea internațională, reglementările internaționale, păi nu se poate într-o parte da, în altă parte nu. E destul de simplu, cred, ceea ce spun. Sunteți de acord cu afirmația că domnul Bogdan Aurescu e cel mai bun ministru de externe din toate timpurile? A făcut cineva afirmația asta? Eu. Nu sunt de acord. De ce? Vă rog să mă contrazic. Eu îl cunosc bine pe Bogdan Aurescu. Păi, tocmai asta. A fost directorul de cabinet când eram eu ministru de externe. Da. Bun, ia spune. Ce întâmplare. Dar cred, acum mă băgați în politică. Nu v-am băgat în politică. De ce? Cred că politica externă, să mă convingeți că politica că nu externă e. Românească și-a pierdut de mult necesara contundență, capacitatea de a răspunde, încă o dată, necesara contundență. Nu mai vorbim de faptul că am avut Ministerul Externe, uite, când eram eu Ministrul Externe, nu? Am produs atunci, eu, o strategie pentru Marea Neagră. Măcar asta s-o fi... Dar nu sunt asta, sunt multe altele. Adică politica externă nu poate fi să fie de acord cu tot ceea ce se propune sau să în altă parte sau în altă situație. Nu există, fără îndoială, pentru că așa e lumea făcută, de când lumea, așa e lumea, să e clar că un guvern identifică ceea ce sunt interesele de dezvoltare ale propriei națiuni, ceea ce sunt interesele de imagine ale propriei națiuni. Uite, am să vă dau un exemplu. Pe mine m-a emoționat. Ieri m-am întors, am fost la Geneva, după ce am obținut la universitatea asta unde sunt președinte, am obținut un lucru colosal. Prima și unica universitate privată în Elveția, din la Geneva, care a obținut acreditarea federală. Se obține foarte greu. Noi am obținut-o. Bun. Și după aceea, luni și marți, am discutat cu un grup din Statele Unite pentru acreditarea americană. Toate astea sunt foarte importante pentru studenți. Ok. Și marți, unul din cele mai, să spunem, prizate, mai recunoscute ziare din Elveția este Le Temps. Timpul. Și era acolo, timpul de weekend a fost, și era acolo o cum se zic eu, dumneavoastră știți mai bine. Analiză. Nu era mai mult decât un articol, nu. Un grupaj. E o chestie de un grup, așa o prezentare. 5 sportivi, 5 femei, 5 bărbați, care au realizat lucruri atât de excepționale, încât ei sunt mai presus de orice și după ani de zile. Și la femei erau două tenismene, era schioara asta care a făcut nu știu câte și era... Americanca. Și era un capitol de prezentare care spunea Nadia Comăneci, perfecțiunea. Superb. Știi cum mi-a da, da. Uite, să căutăm și noi articolul. Nu ne-ați vorbit, v-ați luat cu vorba. Nu și de Aurescu. Nu mi-ați vorbit de Bogdan. De-abia aștept să aud amănunte despre tinerețea lui Bogdan Aurescu. Nu e nicio tinerețe. Eu vă spun că a fost... Era șeful noastră de cabinet. Ce era făcea? Era directorul meu de cabinet. Făcea cafele? Era foarte... Nu, nu, nu. Nu. Știu că vreau să adică aici așa, luați peste picior. Pentru că dacă spui așa, înseamnă păi și ministru ce face. De ministru bea cafele și atâta. Păi nu. Nu, asta nu. Era o chestie, o întrebare. Era un om... Trebuie să precizezi cuvintele. Bine pregătit. Deja atunci avea doctoratul în drept, chiar în drept internațional. S-a achitat foarte bine de sarcinile lui de director de cabinet, care înseamnă mult, pentru că directorul de cabinet, în Franța, de exemplu, foarte mulți directori de cabinet aduc miniștri. Uite că s-a întâmplat și la noi. Ca să vă dau un exemplu. Dar eu am vorbit despre politica externă, nu numai a lui, și mai înainte, în sensul ăsta. Și cu asta cred că am spus tot.